Tragedie în județul Vâlcea. O pensiune din Călimănești a luat foc în această dimineață, iar un bărbat care lucra acolo ca ospătar a murit. Alte două persoane, printre care și patronul complexului, au fost rănite. În momentul în care mansarda a început să ardă, în pensiune se aflau două familii de turiști, inclusiv patru copii. Cu toții au reușit să iasă la timp din clădire. Pensiunea a fost ridicată în urmă cu 5 ani și avea autorizație de securitate la incendiu. Alarma a fost dată chiar de către proprietarul pensiunii. Acesta a încercat să-l scoată pe bărbatul care dormea la mansardă, acolo unde izbucnise incendiul. Victima era ospătar și s-a retras să se odihnească înainte să intre în tură. Nimeni nu știe deocamdată ce s-a întâmplat în camera în care dormea. Dar, surprins de fumul gros, patronul complexului nu a mai putut înainta. Disperat, s-a trezit chiar el în pericol și a spart un geam pentru că nu mai putea să respire și nici să vadă nimic. Împreună cu un angajat al său, a făcut tot posibilul să-și salveze colegul, dar... Am încercat, nu s-a putut. Asta e tot. A rămas blocat acolo la mansardă? Bărbatul a fost căutat de pompieri aproape 3 ore. Într-un final a fost găsit în stare de inconștiență, cu multiple arsuri. La scurt timp, medicii au declarat decesul. S-a fi astifisiat de fum. Că s-a mai întâmplat cu țigarea pe podurmez sau potoliu. Și-a luat foc. Cei care au casele în apropierea pensiunii au așteptat speriați ca pompierii să poată stăpâni flăcările. Fumul gros care ieșea din acoperișul complexului se vedea de la mai mulți kilometri. În pensiune se aflau și două familii de turiști, patru adulți și patru copii. Bieții oameni au ieșit cu ce aveau pe ei și au părăsit repede clădirea, fără să fie răniți. Am văzut foc la mansardă sus, acoperișul. Și chiar m-am speriat, am intrat în panică. Turiștii erau formidabil speriați. Doamna era în capot și cu paltonul pe dânsa și tremura toată. Anchetatorii au început acum cercetările și încearcă să afle de la ce s-a aprins mansarda. Pensiunea fusese ridicată în urmă cu 5 ani și avea autorizație de securitate la incendiu. Asta încercăm și noi din experiența noastră. Deocamdată, cum a fost foarte mult fum, a fost o problemă la intervenție din punct de vedere al degajărilor de fum, nu putem să ne dăm exact seama. Patronul pensiunii s-a ales cu arsuri de gradele 1 și 2 pe față și pe mâini, iar angajatul său cu o plagă tăiată la mâna dreaptă. Niciunul nu a rămas internat în spital.